Ghicești și călătorești cu Europa FM. Avem 1000 de euro, avem o mulțime de indicii pe site, pe europafm.ro. Vlad a vorbit în dimineața asta, ce a dat un indiciu suplimentar. Dacă ați ascultat Europa FM undeva puțin înainte de ora 8, ați aflat. Și ieri am avut un indiciu, așa că... Azi a fost al doilea, da. Bun, 1000 de euro i-am pus la bătaie și așteptăm să ghiciți unde am ascuns tichetul de vacanță. Sper că veți intra în direct și știți despre ce este vorba. 0372069599. Flavius, bună dimineața. Salut, Flavius. Bună dimineața, băieți. Ai fost în orașul respectiv? În vacanță? Cred, da, de în orașul respectiv am fost, am în plan să ajung. Ok. Din păcate, indiciul l-am auzit, dar o să încerc, o să-mi încerc norocul. Yeah. Am făcut o conexiune ieri. Da. O să vă întreb dacă etichetul de vacanță este cumva în turnul de televiziune Jișcov. Dar de ce ai ales turnul de televiziune? Păi avem pe el niște bebeluși giganți proiectați de sculptorul inginer Cercerni, care a făcut la un moment dat și un cap rotativ al lui Franz Kafka. Ieri, cumva, din tonul vocii tale, m-am gândit că ar putea avea o legătură. Da. Aia, turnul televiziunii este considerată una dintre cele mai urâte clădiri din Europa. Și contribuția lui Cerny este foarte interesantă. E în afara zonei turistice, turnul ăsta de televiziune. Dar se vede de peste tot. Trebuie să-l vezi. Nu, ăsta era indiciu. Nu, comentez la ce ai spus tu. Dacă mergeți în Praga, faceți. Ce ai făcut, mă? Am dat că nu e. Da, nu este turnul televiziunii, îmi pare rău. Interesant modul tău de gândire. Dacă ajungeți prin Praga, faceți un efort și ieșiți din zona turistică și mergeți să vedeți locul ăsta. E un parc acolo frumos. Am fost, am și urcat sus. Ai urcat în turn? Eu n-am urcat. Am urcat. Aha. Okay. Hai să vedem. Mergem mai departe. 0372069599. Anișor, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Bine venit. Ok. Nu am ascultat, din păcate, indiciile. Da. Dar m-am gândit așa să pun o întrebare. Ia. Că e cald afară, că e frumos. Oare se consumă bere în locul în care este ascuns tichetul? Sincer să fiu, habar n-am. În principiu, eu o să răspund pas, că fiind Praga, se consumă bere peste tot. Da. Da. Deci se poate consuma, se poate nu consuma. Nu-mi dau seama. Am înțeles. Dar e foarte posibil. Însă o să zic pas ca să nu încurc pe cineva. Ok. Păi mă gândeam dacă este la hanul 3 struți. Întrebarea este dacă e la hanul 3 struți. Nu știu unde este hanul 3 struți. Nu este la hanul 3 struți, dar stai puțin. Zine ce cu hanul ăsta. Știi ceva despre el? Păi am înțeles. Da. Am înțeles că acolo s-ar fi oprit Mihai Viteazu în drum spre Transalpina. În anul 1601 și e o perărie destul de cunoscută în Praga. Spre Transalpina? A luat și telecabina? Spre Transalpina, da. Da. Nu știu, hanul 3 struți, dar uite, o să caut. Mulțumesc foarte mult, ne-ai dat o temă. Ia bă, să studiu. Ce tare e asta? 3 struți la Praga cu Mihai Viteazu în drum. Transalpina, evident, era un drum. Noi știm că România, după ce au venit romanii, practic au fost toate drumurile care s-au făcut. Cel mult s-a mai asfaltat câte ceva, știi? Deci... Da. Anișor, ai fost foarte bun. Foarte bun. Mulțumim tare mult. Hanul după Anișor e cumva normal să vină și Anișoara. Bună. Bună dimineața, Anișoara. Eu nu cred așa coincidență. Alo? N-ai pus pe hold. N-ai pus pe hold, Anișoara. Fă cumva și revină, dacă nu, să știi că pierzi. Anișoara? Cucu? Anișoara? Nu e Anișoara. Conform regulamentului trebuie să mergem mai departe. Anișoara ne-ai pus pe hold, dă-ne înapoi. Da, nu știu. Băi, și îmi pare rău că era Anișor și Anișoara. Practic făceau cea mai bună pereche în dimineața asta. Dar nu-i nimic. Uite, stăm de vorbă cu Raluca. Bună, Raluca. Bună dimineața. Bună dimineața. Ia să vedem. Ai avut noroc că, din păcate, a avut Anișoara ghinion. Hai să vedem. Ia. Așa. Să întreb. Este cumva tichetul de vacanță în pasajul Lucerna? Ce e cu pasajul Lucerna? Poți să explici? Zice... Este pe undeva prin... pe lângă Piața Centrală din Praga? Da, Piața Centrală... Venceslas, cred că îi spune, și este un pasaj lateral, Art Nouveau. E foarte frumos locul ăla acolo. Adică
Și ăsta este un loc care merită văzut, pentru că e la doar câțiva pași de piața centrală, unde este permanent aglomerație și nebunie, și acolo este o oază de liniște, e frumos. Și răspunsul este da, este în pasajul Lucerna. 1000 de euro! Da. Mulțumesc, bravo, felicitări. Mulțumesc, mulțumesc mult. Ești foarte tare, bravo, felicitări. În pasajul Lucerna sunt... că m-a ajutat foarte mult indiciul. Da. Că, cum că se află informația pe, pe blogul domnului Petreanu și l-am studiat și m-am gândit că ar putea, da, ar putea fi acolo. Ce mulțumesc mai era? În pasajul Lucerna, acolo este o vinărie unde poți să stai, să te așezi la o măsuță, să iei o brânzicuță și un cărnăcior și să te uiți la lume, care, la lumea care trece pe acolo. E un cinematograf foarte frumos și atârnat de tavan, atârnată de tavan, este o figură artistică acolo. Ce este? E nu mai o statuie a lui Cerny, a lui David Cerny, care este o... Este artist, da, da, da. Este cu o... statuile, da. Este o parodie artistică la un monument care e puțin mai încolo, statuia regelui Venceslas, patronul Cehiei. Asta este Sfântul Venceslas, călare... Pe un cal. Pe un cal întors cu picioarele în sus. Deci este o parodie artistică. E ceva ce, de exemplu, cred că în România nu s-ar putea întâmpla niciodată. Să-l avem pe regele, pe Ștefan cel Mare și Sfânt călare pe un cal mort, atârnat de tavanul unui pasaj din centrul Bucureștiului, nu cred că s-ar putea întâmpla niciodată. Dar cehii au acest gen de umor și de autoironie, care îi face niște tip foarte special și face și orașul lor foarte, foarte special. Și David Cerny, autorul acestei sculpturi, este un astfel de artist care parodiază și ironizează o mulțime de, cum să spun, lucruri care, pentru care alții se iau foarte în serios. Deci felicitări, da, în pasajul Lucerna, mă bucur, și când te duci prin Praga să te duci acolo să-ți faci o poză. Trebuie să ajung neapărat acum. Sigur. Nu am ajuns. Bine. Dar vă ajunge. Mulțumesc mult, vă mulțumesc. Felicitări. Pa, pa. Cu banii ăștia poți ajunge mulțumesc la Praga. Da, sigur. Da, da. Pentru câteva zile bune. Bere bună. Merită vizitate niște berării acolo. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu Deșteptarea. Makes me laugh. La Europa FM. Muzica ne poartă oriunde ne dorim să fim.